Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod din seria noastră de CSGO Overwatch. Iar n-am mai postat un Overwatch de vreo 2 luni, cred că aproape suntem alături de Radu 4K. Azi și tu ceva, manule. Salutare. Salutare, salutare, bă băieți, am furat contul în acest episod, gata, nu mai ai contul, băi, Radule, de câte ori ai făcut, mă, medalia asta de verde? De două ori, păi cum? Mamă, ce-a făcut Radu, a băgat CSK, spartu. Bă, fraților, hai să zicem la acest episod 1000 de like-uri și ce să vedeți, bă băieți, astea sunt comentariile din episodul trecut. Nu uitați, dacă lăsați un comentariu la acest episod, aveți șansa să vă apară în următorul episod. Nu vreau să vă supărați sau chestii de genul dacă nu vă apare comentariul, dar să aveam 350 de comentarii sau ceva de genul, 360 de comentarii am în momentul ăsta și n-am cum să pun 360 de comentarii într-un singur videoclip. Dar dacă comentați video de video, la un moment dat vă dați seama că o să apăreți. Hai să dăm aici star la Overwatch. Ce zici, băi, Radule, au dispărut codații după noul update sau iar o să dăm de codați de din 10 Overwatch-uri 11 numai Ragecker? Ce părere ai? Băi, eu zic că 9 din 10 sunt Rageri. Da? Hai să vedem, băieți, dacă dăm iară de Rageri. Dacă dăm de Rageri, cred că s-a terminat șmecheria. Bă, băieți, ai review, evident. Hai să vedem, eu zic că pică un Mirage sau un Dust, că asta e mapa codaților, adică dacă nu pică Mirage sau Dust, e clar că e legit omul. Dust. Ce zici? Da. Ce zicea, băi, băi, ce mă doare capul. Am vrut să zic Office, dar... Ăștia cred că dau mare HVH aici să mă bată tata. Hai să vedem, bă, băieți, ce, dacă o să aibă spin, dacă n-are spin, eu cred că direct cu capul jos, nici nu o să apuce, nici nu o să înceapă prima rundă. Bine că o să fie deja cu capul jos, ia să vedem. Da, cu capul jos, cu capul jos. Oh, nu-i cu capul jos, bă, băieți. Avem aici un legit hacker, mamă, player the suspect has been muted for resize. Mamă, gata, asta e hacker cu aia dacă are mute. Ia să vedem, bă, băieți, se duce direct cu digolul. Vreau și o să activez X-ray-ul ca să vedem dacă se uită după ei sau chestii de genul. Hai să vedem. Să vezi ce-i fuge ținta imediat. Da, o să-i fugă, o să-i fugă. Eu cred că stai codat după ce... mamă, ce tactici are. Eu cred că ăsta trolează sau ceva, mă. Opa, dar l-a auzit pe ăsta oricum. Ok, ăsta probabil și-a luat pentru troll sau ceva. Nu știu ce să zic. Sau hai să vedem, poate are și coade. Ok, aici nu s-a văzut absolut nimic. Bă, băieți, s-ar putea să fi dat în sfârșit de un player legit, deși nu prea credea, uite, pe ăștia de unde știe? Deci, bine, știe că, na. Da, ăsta joacă la fel de bine ca mine. Da, da, cred că are o, nu știu ce să zic, cred că are all s-a uuuu, gata, bă, băieți, s-a băgat o Siris, bă, băieți, ești nebun la cap, are mare codă, s-a are și all și aim, că ia uite și, a făcut un bani de control de acolo, s-a plictisit de meci, ești nebun la cap, hai să vedem. Deci, mamă, only deagle în fiecare rundă și are bani de acaia să ne face și un bunny hub de la nebun. Că de obicei aici, până pe loc, mai fac o dații bunny hub să ajungă mai repede decât ceilalți. Ia să vedem, prefire, hai, dă-i un prefire. Hai un prefire, frătiuc. Ah, nu. Mamă, a tras fix pe el și nu a luat glonțe, ești nebun la cap. Da, mă, ăsta e legit, că vezi de ce au început, de la nou update au început ăștia să fie legit. Uite, dacă aveam get rect-ul, acum puteam să văd dacă e meci de prime sau de non-prime, știi? Mă rog, de unranked sau de unranked. Cel mai probabil e meci de ranked și omul joacă legit, dar oricum, uite-te și tu. De unde știa că, deci de unde știa că ăla low HP e fix acolo? Bine, putea să știu ce norocul până la urmă. Ia uite-l cu aia, uite-te și tu. Na, mai zi ceva, Radule, cum stă pe octopus ăla, săracul octopus. Ține poziții, frate. Da, săracul, ia uite-l cu aia, ce-a cer... Ia uite, bă, ce-i dă din jump shot cu MP7-le, bă. Ia uite-l, știe și pe ăla de pe short, fii atent că știe și pe ăla de pe short. Ia uite, să fie treaba, stă ascuns după cutie. Și să se dea prefire acum. Bă, îmi place că am dat. Ia, ma. Ce flash. Nu știu, nu cred că și-a luat ăla flash. Ești nebun. Mamă, ești nebun. Da, are și wall și aim. Îi dau și pentru wall și pentru aim. Ești nebun. Pentru aim de la fazele alea cu deagle-ul, că s-a văzut că nu-i natural. Și uite, îl știe și pe ăsta, nu se uită. Nu, poate să fie, mă, nici pe loc, nici pe CT. Omul meu e pe short, ești nebun la cap, știe. Bine, acum au aruncat grenade. Na. E de înțeles. Păi nu vezi că ăsta dă cu grătiera pe perete. Da, are ăsta și wall și aim. Are și movement prost, adică hai că dacă se mișca bine mai înțelegeam, dar are și movement de zici că ia fie, uite. Bine, a dat, cum, Kukli de ăla, cu MP7-le, ești nebun la cap, a luat AK, hai să vedem, mă, cu AK-ul, Radule, poate își bagă și el aim-ul mai tare acum că are AK, ești nebun. Da, deci are costul ăsta și wall și aim, asta e 100%, adică vă spun sincer, dar mai stăm să vedem, poate își bagă, poate se bine, n-are de ce să se enerveze cu oamenii, pierd, ia. Na, direct free fire pe alfa, ești nebun la cap, a ieșit direct pe ăla. E, orice o fi, ești nebun la cap tot, mă. Eu cred că ăla Monarisa sau cum îl cheamă pe ăla, Manate, ăla cred că și-a băgat ceva, că am văzut că a dat un headshot cu scout-ul prin perete. S-ar putea să-și fi băgat ceva și să dea HVH. Ia să vedem. Hai, Manate, se dă-i. Vreau să dea ăla. Da. Uite-l, băi, mamă, cât de prost e. Uite-te la el, ce prost e. Doamne Iisuse. Băi, ce prost, mă. Deci prin smog nu-i stare să ia, păi ia fie acum că eu dă la eu dă. Aaaa, și l-a omorât piramid privată, da, asta are de toate, ești nebun la cap. Dacă până acum eram sceptic, acum sigur ești nebun la cap.
Ce facem, Radule? Dăm schimb, mai facem unul, că ăsta deja suntem sigur care nu cred că mai are rost. Deja m-am plictisit de da, ele. Da, și eu m-am plictisit. Hai să vedem ce face runda asta și o să-i dăm next, bă, băieți. Da, asta are costă ultimul la 100. Ultimul silver, săracu. Da, ia, ia, fie. Ok. Ce AVP, mă? Default cu sticker aici, nebun la cap. Tu îți dai seama cu aia, să ai un AVP default și să-i pui stickere de 10.000 de euro pe el, să nu poți să-l vinzi în puii mei. Mamă, ar fi cea mai mare aroganță și eu aș face asta dacă aș avea bani nici nebun la cap pe un AVP sau pe orice skin default, să pun skin ăsta, stickere de alea nebune de 10.000 de euro. Na, nu mai avem, bă, băieți, ce să vedem aici, o să-i dăm next type. Bă, unde mi cursorul de la mouse, băieți? Băieți, cursor, ia uite-l, mă, gata. Dăm aici frumos. Bă, fraților, primul cu data, o să-i dau doar care aim și world, deși dacă are aim și ăla automat citoare și bunny hop, dar el n-a făcut bunny hop, deci nu o să-i dăm pentru bunny hop, o să-i dăm pentru aim și wall, e suficient și e suficient. Și hai să așteptăm următorul overwatch, bă, băieți, să vedem dacă dăm de un spin boot sau de un legit. Da, bă, băieți, cine a găsit și următorul overwatch, hai să-i dăm aici a download, evident. Ce zici, băi, frătiu, că ăsta o să fie rechecker sau spin boot, sau legit? Eu zic și că l-ai pe șerec în loc. Ți era abonat de-a tău, coaie? Gata, s-a dezabonat deja. Aia zic, cred că nu mai e abonat, a fost abonat, ești nebun. A instalat direct la joc, ești nebun. Dar s-a încărcat cam repede. Bă, dar s-ar putea să fie sau nu cred că e același demo, coaie. Na, bă, băieți, ce pot să fac aici? Ce pot eu să spun? Cu ce părere pot să-mi dau aici? Hai să vedem măcar dacă și-a bătaie sau câștigă. Dar cred că dacă e 5-2 mă gândesc că o să câștige meciul, ești nebun la cap. Dar spuneți-mi și mie, ce pot să-i fac eu la băiatul ăsta cu spinea? Fiți atenți aici, ce o să le dea la ăștia, ești nebun la cap. Păi ce pot să fac? Zici tu dacă merge boala bine. Da, cu aia să mă bată data. Hai să vedem, oricum ăsta o cred că câștigă. Sau, da, și ăia de la ei au spin, că am văzut că i-a dat unul. Uite, și bulldog ăsta de la ei cred că are, dar joacă cu AVP ca pistele. Ce să faceți noi aici, bă, băiți? Hai să dăm skip, ești nebun la cap, îi dau de toate, îi dau și de griffi, îi dau și de doamne, ferește, mă. Deci, bine, e la cel mai probabil imagine la Arenc. Uite, bă, băiți, pentru următorul episod de Overwatch vă promit eu că o să-și vorbesc cu cei de la Getrex, să-mi dea Getrex-ul ca să avem gen, să le vedem și profilele și să vedem dacă e meci de prime sau non-prime, că așa nu ne dăm seama. Bă, hai să trecem la următorul overwatch, bă, băieți. Gata, bă, băieți, și am primit și ultimul overwatch, mă rog, ultimul, penultimul. Vedem dacă are băiatul ăsta rage sau nu. Hai să-i dăm download, evident. Ce zici, băi, răducule, are codul ăsta sau sal? Nu are. Nu are, și eu sunt de părere că nu are. Sper să dau de tine în overwatch, adică de fapt stai că stai contul tău, big brain time. Bine. Sper să dau de mine în overwatch ăsta ca să mă pot bana singur. Ce harte e asta, coaie? Sau aici o arată random? Cu o arată random aici. Bine, oh. Încă o harta a codaților, bă, băieți. Hai mă, poate are cod, ești nebun la cap. Doamne ajută să aibă coțe. Mai dăm un ban, bă, băieți. Îi facem XP la Radu pe cont, îmbunătățim transfectorul, sunteți nebun la cap. Aia zic. Am auzit counter-terrorist win și în sfârșit, da, stați un pic. Mamă, n-am consola activată, stați așa un pic, bă, băieți, că se mișcă overwatch-ul ăsta într-un FPS și te învăț un life hack, cârlă interp 1 și acum nu... Cred că are cod sau... Nu ăsta, cârlă interlopate 1. Gata, bă, băieți, nu se mai mișcă. Coaie, nu filmam. Ba da, filmam, s-a buguit ăsta, ești nebun la cap, am crezut că nu filmez. Hai mă, băieți, să vedem, s-a buguit ăsta, nu știu ce a pățit. Hai să vedem, bă, băieți, dacă are băiatul ăsta cu mare cod, ce are aici, nebun la... Uite-te, băi, cum le dă bine, Radule, tu ești ăsta frotiuc, tu joci așa bine? Da, păi cum am băgat găfă? Cred că tu joci așa bine, ai băgat găfuelul azi în venă, ești nebun la cap, bă, fraților, clar, ăsta are cod. Hai să vedem dacă bagă și un bunny hop sau ceva, să dau și eu măcar 3 bife, azi, cum ar zice un mare măreț al overwatch-ului. A dat și el un shutter, acum se preface că se bucură, are și bunny hop. Deci ce bunny hop face? Are și bunny hop, i-am zis să facă și el un bunny hop ca să avem ce să-i dăm. Are și bunny hop, bine, bă, băieți, bă, bănuiesc că nu mai răzneite la overwatch-ul, să mai băgăm unul, bă, chiar... Încă nu moare speranța, bă, băieți, că o să dăm și noi de un player legit, mă. Hai să dăm și noi de un player legit. 3 overwatch-uri, 3 codați, bă, băieți. 3 overwatch-uri, 3 codați, să mă bată data. Vreau și eu un player legit, bă, băieți. Hai să dăm încă un overwatch, bă, băieți. Cred că ăsta ar fi ultimul pentru episodul de azi. Gata, bă, băieți. Oficial ne-a fost găsit și ultimul overwatch. Doamne, sper să nu mai fie codați, bă, băieți. Dar oricum, măcar mai scăpăm de astăzi, nebun la cap. Măcar știm că acum dacă facem un review evident ăsta nebun, măcar merge overwatch-ul, pentru că în ultima vreme n-a prea mai mers overwatch, adică de la Crăciun, cu ce de la Crăciun? De prin noi până acum 2 săptămâni, o săptămână când s-a băgat update-ul ăsta, pauză, să mă bată tata din worm, apare spinul Dariu, Radule. Ce merge overwatch-ul, bine. Bine, rău, uite cu ei și-a luat în 249, ce ratat. Poate bă, doar să uită în pământ. Da, mă, poate doar să uită așa la Caterin, că mământ, hai să vedem dacă și trage, ești nebun la cap. Iar a murit CS-ul cu aia, cârlă, interlopate 1, ești nebun la cap, chiar moare CS-ul. Ia uite, no, frate, să uită în pământ, ești nebun la cap, doar așa, să uită no, el că îi place pământul. Lui numărul 1, n-are, nici n-are rost, bă, băieți, sunteți nebun la cap. Ce rost, spus mai, bă, mă, băieți, disconnect direct. Ups.
Nu trebuie să fac chestia asta, trebuie să mă bată tata cu aia. Acum am văzut ce părăstea. Hai să mai aici skip la oraș. Bă, fraților, ce să mai... Mai are rost să comentăm ceva direct. Că evident că are de toate și aia, bă, băieți, 4 bife. De fapt, 3 bife. Sunteți nebun la cap că o bife aia n-am făcut chiar griefing. Bă, fraților, zile tu ceva înainte de încheiere, băi Radule. Ăsta a fost videoclipul manilor. Nu uitați să lăsați un comentariu să apăreți în următorul videoclip. Mi se pare destul de corect. Bă, băieți, dați și un like și un subscribe. Aveți canalul Radu 4K în descriere, că a zis că dacă face 10.000 de abonați și toarnă 300 de ouă în cap. Și noi ne vedem data viitoare. Torn cola în cap, frate. Să mă tu, torn cola în cap dacă faci 10K. Adria cola, facem ăla, mă, cu găleata cu cola. Da. Da, bă, băieți, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.